Bună seara, am revenit la realitatea medicală. Eu sunt dr. Odica Boca, medic primar medicină de laborator și managerul Societății Doarna Medical și o am ca invitată pe doamna dr. Iuliana Găleanu, medic primar gastroenterolog, care lucrează și la Spitalul din Câmpul Lung și la Doarna Medical și în alte locuri de muncă în folosul pacienților din zonă. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru răspunsul dumneavoastră pozitiv la invitația noastră. Vorbim despre hepatitele cronice. Mi-aș permite eu să interfer cu pacienții și telespectatorii noștri. Spuneați că odată la 6 luni sau la un an, pacientul trebuie să aibă un barem minim de analize și o ecografie abdominală, mai ales peste 40 de ani, tocmai pentru că și hepatitele cronice sunt extrem de ascunse de multe ori și ne trezim chiar în faza de hepatită cronică ciroză sau carcinom hepatocelular, fără ca pacientul să fi știut vreodată că este portător de virus sau cu o hepatită, cronică. Da. Faptul că în urmă cu mai mulți ani, în 2007-2008, a fost un screening populațional, deci toată populația care a dorit, deci toți pacienții care au dorit să se supună acestui screening, au beneficiat de niște analize gratuite printr-un talon care era independent de asigurarea medicală și care conținea câteva analize care coroborate puteau să pună și un diagnostic de hepatită cronică. Ce vă sfătuim noi ca medici, eu pe partea paraclinică, doamna doctor pe partea clinică, câteva analize care sunt obligatoriu de făcut dacă prindeți și vă supuneți unei liste de așteptare prin sistemul de asigurări de sănătate sau dacă nu, pe cont propriu, nu sunt multe cele care ar trebui făcute anual, tocmai pentru ca noi să ne dăm seama că aveți nevoie de un consult pe zona clinică, pe anumite specialități. E nevoie de o hemoleucogramă care ne spune dacă cel care o face are anemie, deci hemoglobina, hematocritul, constantele eritrocitare, dacă hematiile sunt normale ca și dimensiune și ca și volum eritrocitar și ca și încărcare cu hemoglobină, numărul de leucocite, numărul de trombocite, constantele trombocitare, deja sunt lucruri mai pe care noi le gestionăm în medicina paraclinică și zona clinică, o glicemie pentru a vedea dacă sunteți diabetici sau nu, grăsimile, mai ales după 40 de ani, colesterol, trigliceride, colesterolul bun și rău pentru a se vedea predispoziția de a face accidente vasculare, de a fi pe o patologie cardiacă. Pe zona de hepatică, măcar un TGP care ne spune foarte mult, un TGP care costă 8 lei, 9 lei, deci nu e scump și care ne spune dacă celula hepatică se distruge. Pentru că apoi noi vedem și legat de numărul de trombocite, dacă și splina este mare și distruge celulele normale. Dacă este o altă etiologie, o extindem. O creatinină care ne spune dacă este o insuficiență renală, un examen de urină care e foarte important, mai ales pentru femei. De multe ori ne trimite și către ginecolog atunci când avem celule epiteliale mai multe, când avem hematic, când este o floră care nu este pe zona de infecții urinare, dar vedem clar că vine dintr-o secreție vaginală care a trecut în urină. Deci este un barem care ar costa 50-60 de lei și care, grosomodo, ne spune că pacientul trebuie să mai meargă și în alte părți. Pe lângă ecografia abdominală, care poate fi extinsă și cu pelvisul, ecografia abdominopelvină, care ne arată deci de ce e nevoie. În primul rând, ecografia abdominală, dacă ne referim strict la tema discuției de astăzi, ne arată aspectul ficatului, aspectul mai ecogen al ficatului, mai granular, dimensiunile ușor crescute, o ecogenitate mai mare. Ne pot induce cu gândul de hepatopatie cronică. La fel, în hepatita C, foarte ades apar acele adenopatii de tip inflamator lângă hilul hepatic, care ne orientează bine chiar pe etiologie. Și în ciroza biliară primitivă pot apare acei ganglioni inflamatori. Valoarea dimensională a splinei ne este de real folos.
la fel vena portă cu tributarele ei, măsurarea calibrului, fluxul în vena portă îl putem realiza prin ecografia abdominală, prezența lichidului în cavitatea peritoneală care deja ne arată o boală hepatică în stadiu portal, deci decompensată în ciroză. Sunt informații foarte prețioase, uneori se dezvoltă șunturi anatomice spontane între sistemul venos port și cel cav pe care le obiectivăm doar ecografic. Ulterior, dacă avem aceste informații minimale, putem recurge și la alte metode paraclinice de a determina stadiul incipient de boală, doar hepatită, sau în stadiu avansat, portal, de ciroză hepatică. Și adaug aici endoscopia digestivă superioară, care ne exclude sau ne confirmă prezența varicelor esofagiene și sau a celor gastrice și sau gastropatia portal hipertensivă, metodele de evaluare a fibrozei hepatice, care sunt prin scanare, fibroscan. Noi nu-l facem în teritoriu, dar se poate face în centrele universitare, însă ceea ce vreau să subliniez că se face la noi este fibrotestul sau fibromaxul prin intermediul laboratoarelor, care pe lângă această evaluare a fibrozei hepatice evaluează și scorul necroinflamator și inflamația de ansamblu, evaluează și gradul de steatoză hepatică indirect prin intermediul parametrilor biochimici, evaluează inclusiv inflamația dată de consumul de alcool, atenție la cei care doresc să se camufleze și mulți nu recunosc acest consum, dar noi avem metode indirecte de a găsi adevărata cauza injuriei hepatice și am să revin mai târziu asupra acestui aspect. Și inclusiv inflamația dată de boala metabolică. Sunt pacienți care au hepatită cronică în contextul bolilor metabolice, diabetul, dislipidemia, obezitatea, toate pot produce injurie hepatică. Și vreau să subliniez aici că în Statele Unite, în anul 2014, cea mai frecventă cauză de ciroză hepatică a fost ciroza hepatică cauzată de steatohepatita metabolică. Știm cu toții că obezitatea este în floare, iar la noi studiile arată că undeva 18% din cei cu ficat gras, deci cu steatohepatită, trec în timp în steatofibroză și din steatofibroză în ciroză hepatică, în decursul a zeci de ani, 30, 40, 50 de ani, dar nu, să ne uităm puțin și la pacienți și să vedem că a crescut foarte mult incidența obezității, începând cu tinerii de 20 de ani. Avem infarcte la 29 de ani, avem accidente vasculare la 45 de ani. Sunt boli care trebuiesc rezolvate din fașă prin modificările stilului de viață, prin evitarea meselor bogate în grăsimi, prin evitarea sedentarismului și așa mai departe. Și prin aceste controle, cum spunea și doamna doctor Boca, referitoare la nivelul colesterolului, la nivelul trigliceridelor serice. Referitor la acele analize de laborator, dacă suntem tot pe teritoriul analizelor de laborator, aș vrea să precizez acele analize care ies peste limita normalului la cei cu steatohepatite. Steatohepatitele reprezintă o altă cauză de afectare hepatică pe lângă hepatitele cronice virale, care în proporție de 1 la 5 pot produce, deci 1 din 5 pacienți pot avea ciroză în decurs de mai bine de 30 de ani dacă nu se iau măsuri adecvate de tratament și de modificarea stilului de viață. Avem creșterea predominant a TGO-ului față de TGP, da, indicele Rittig care peste 1, clar TGO-ul predomină ca valoare față de TGP. Avem gamma GT-ul, care la fel crește mult mai mult decât ne-am aștepta într-o hepatită de altă etiologie. Imunglobulina A, care e recunoscută la cei cu consum moderat sau mare, că este peste limita normalului. Avem o macrocitoză în hemoleocogramă, volumul eritrocitar mediu depășește 100,
avem trigliceridele modificate și să nu uităm de Fibromax, când facem stadializarea bolii hepatice, avem și acolo un ASH test care ne arată de fapt inflamația produsă strict de alcool. În general, pacienții sunt sinceri și recunosc, dar sunt și situații de jenă sau de rușine din partea lor și nu putem afla aceste detalii în mod direct, astfel încât ne bazăm și pe laborator în depistarea cauzei. Pentru că unii au nevoie de un suport psihoemoțional sau au nevoie de un suport psihologic de calitate specializat. Noi nu-l putem oferi. Sau nu mulți ajung și în serviciile de psihiatrie și trebuie să ajutați, că fiecare este cu problemele lui până la urmă și trebuie să mergem pe toate planurile când tratăm un pacient. Da, să detaliem un pic, pentru că noi, spre exemplu, pe zona laboratoarelor avem foarte multe probleme legate de condițiile de recoltare. Foarte mulți pacienți vin din tura de noapte, mănâncă foarte bine la 10-11 seara, mai beau și o bere, că, de fapt, apropo de alcoolism sau de consumul cronic de alcool, de ce nu conștientizează pacienții și de ce nu recunosc de multe ori? Pentru că ei consumă zilnic cantități mici de alcool, pe care noi le putem evidenția și în testele de laborator și dumneavoastră în ecografia hepatică și mai departe în fibromaxuri. Ne este foarte clar, dar pentru ei nu este deloc îngrijorător că bea o bere sau două pe zi. Este mult mai sănătos să bei o singură dată, să pici în șanț, decât să bei zilnic cantități mici, pentru că este un stres asupra celulei hepatice permanent, care se va concretiza și în analizele de laborator legate de funcția hepatică și în structura ficatului și apoi în starea de sănătate. Dar pacientul, obișnuindu-se cu cantități mici de alcool zilnic, nu realizează că este un stres permanent asupra ficatului. Deci, legat de condițiile de recoltare a analizelor de sânge, e bine ca cel puțin 12 ore pacientul să nu mănânce sau seara, înainte de recoltarea analizelor, dacă suntem programați sau ne gândim că venim a doua zi la analize, ultima masă să fie pe la 6-7 seara, dar în cantități mici. Deci nu putem mânca mult și gras. Foarte multe discuții avem cu medicii trimițători și chiar și cu pacienții legate de nivelul trigliceridelor în sânge. Deci o masă copioasă, la o oră nepotrivită, ne aduce grăsimi în sânge pe care noi le detectăm, grăsimile mai ales de greutate mai mică, cum sunt trigliceridele. Colesterolul e mai puțin influențat de ultima masă, trigliceridele sunt foarte mult influențate de mesele anterioare, de regimul anterior și sunt pacienți care mănâncă seara consistent sau consumă foarte frecvent alune sau semințe sau prăjituri, sosuri fine, creme, sosuri și care au trigliceride mari, care variază. Deci pot să am o trigliceridă de 400 și normal fiind până la 150 astăzi și mâine să urce la 600 și dacă pacientul ține un post mai prelungit să coboare la 150 și nici medicii și nici pacienții nu înțeleg de ce e așa o scădere a trigliceridelor de 50%, 80% care ține de regimul alimentar. Noi chiar am făcut niște informări ale medicilor și ale pacienților legate de nivelul trigliceridelor, că pare o analiză banală, dar care are foarte multe controverse legate de regimul alimentar anterior recoltării și de regimul. Am avut pe cineva în familie căreia i s-a impus un regim alimentar și i s-a spus că trebuie să mănânce doar carne de pui și un regim care să-i scadă grăsimile, dar mânca 8 grătare pe zi. Avea 2 dimineața, 3 la prânz și restul seara și trigliceridele nu-i scădeau și era foarte contrariat că nu mănâncă decât grătare de pui, dar în ce cantitate. Probabil că a crescut creatinina. Deci a crescut creatinina, aciduri și trigliceride, da? Deși el susținea că ține regim. E foarte relativ, deci trebuie să avem și pe gramaje aceste cantități. Noi avem încredere în pacienții noștri că își restrâng regimul alimentar și că evită anumite alimente care sunt
nesănătoase sau într-o anumită cantitate și, într-adevăr, așa cum spuneați, avem nevoie de un colectiv medical. Deci avem nevoie de diabetolog, dietetician, gastroenterolog, internist, medic de laborator, psihiatru și psiholog. Și psiholog da, pentru unii dintre pentru pacienți. Unii și chiar intră, legat de consultațiile de diabet și nutriție, există protocoale care merg pe psihiatrie, 3 ședințe de psihologi. Da, psihologie da, medicală, tocmai pentru a disciplina pacientul și a veni în normalizarea analizelor biochimice a celor care țin de structura ficatului, spre exemplu, pe care dumneavoastră o vedeți ecografic și, în general, la stării de sănătate. Și iată că o analiză banală, cum am descris ca fiind trigliceridă, influențează foarte mult. Deci, vă prezentați la analize cu cel puțin 12 ore de regim alimentar, de pauză alimentară, deci ultima masă consistentă să fi fost cu cel puțin 12 ore înainte, iar legat de ecografii, 6 ore. 6-8 ore ar trebui să fie suficient, 6-8 ore nemâncat, ajun, eventual cu o porție de lichide, undeva la 500 de mililitri de lichide, apă plată, preferabil cu vreo 2 ore înainte de efectuarea ecografiei, pentru a realiza o repleție vezicală adecvată vizualizării și pelvisului. Și în al doilea rând, pentru a avea și o fereastră ecografică bună pentru pancreas, uneori utilizăm hidrosonografia pentru a transmite mai bine ultrasunetele și în spațiul retroperitoneal. Practic, nemâncat 6-8 ore, cu ceva lichide ingerate, dar nu carbogazoase, că ne încurcă, nu foarte dulci, că ne încurcă, toate acestea produc gaze, gazele sunt un inamic al vizualizării ecografice și preferabil cu vezica cât se poate de plină, măcar pe jumătate plină, că mulți nu mai reușesc să țină și exact înainte de a intra la ecografie fac evacuare. Da. Și n-am făcut nimic. Îi mai ținem jumătate de oră, mai ingeră câțiva mililitri, mai revin în jumătate de oră sau o oră. Până la urmă ne descurcăm așa cum este, e bine. Dar majoritatea țin aceste reguli pentru că sunt bine informați înainte de... Da, într-adevăr, la programarea, la consultul de gastroenterologie și ecografie, ei sunt informați că trebuie să fie nemâncați, ce cantitate de lichide să bea dacă doresc ecografie. Iar tocmai pentru a veni în întâmpinarea pacientului, în cadrul consultului de gastroenterologie, dacă se impune și gastroscopia, timpul de post tot 6-8 ore, da, tot este același. Se corelează și foarte mulți pacienți doresc să facă și gastroscopie în aceeași ședință. Putem face și un examen anatomopatologic pe biopsie, putem face testul de helicobacter din mucoasa gastrică, care da, e gata în 10-15 minute, practic este pe loc. Da, și asta înseamnă că în jumătate de oră cu un gastroenterolog, să spunem 40 de minute, că și anamneza contează, și consultul, și ecografia, și endoscopia, în 45 de minute, dacă suntem eficienți și pacienții sunt tineri și se mișcă repede și cooperanți, că mai avem și pacienți mai în vârstă care aud mai greu, se mișcă mai greu, undeva la maxim o oră ar trebui să... Iar din punct de vedere al unui specialist în gastroenterologie este... este foarte eficient să avem și consultație, ecografie și gastroscopie cel puțin în prima fază. Dacă dumneavoastră considerați că trebuie și o colonoscopie la care e nevoie de o pregătire, nu discutăm despre hepatite, dar haideți să le spunem pacienților legat de colonoscopie, că toată lumea se teme că e o investigație invazivă care pare grea, ea poate fi făcută și cu anestezie, dar ce trebuie să facă un pacient ca să... ca dumneavoastră să puteți intra în colon pe... Colonoscopia, într-adevăr, este o modalitate mai invazivă de a vedea colonul, dar este cea mai bună metodă de a vizualiza problemele organice legate de colon. Mai bună decât CT-ul. Multă lume cu un computerul tomograf are mai puține rezultate în privința depistării leziunilor pe colon? Da. Deci colonoscopia este cea mai bună metodă de a vedea problemele
organice, nu cele funcționale, nu vorbim de cele funcționale, de spasme, de problemele de megacolon, de dolicocolon, ci de polip, de cancer, de angiodisplazii, diverticuli și așa mai departe, boli inflamatorii intestinale, care capătă și la noi tot mai mult teren. Pregătirea pacientului înainte de colonoscopie presupune, în primul rând, un regim alimentar cam cu 3 zile înainte de a efectua această colonoscopie, care constă în consum minim sau absent de alimente cu reziduri. Vorbim de fructe, legume, acestea conțin coj, sâmburi, care rămân, se elimină foarte greu, sunt resturi celulozice pe care le digeră mai greu intestinul sau nu le digeră deloc, mai bine spus, și rămân pe traiectul colonului. Ne încurcă la examinare. De asemenea, cu 12 ore înainte de a efectua colonoscopia sau chiar cu 16 ore, depinde de ora la care este programat pacientul, trebuie un lavaj al colonului care se realizează prin consumul a unor substanțe purgative care practic curăță intestinul gros de materiile fecale. Aceste substanțe sunt bine cunoscute, este fortransul, moviprepul, picoprepul, sunt endofalcul, sunt mai multe variante pe piață care în funcție de nota producătorului se dizolvă în 3 sau 4 litri de lichid de apă plată și se consumă, după cum am spus, cu circa 10-12 ore ca să dăm timp și colonului să evacueze. Pentru că necesită câteva ore acest lavaj ca să facă o curățare corectă a intestinului gros. Bineînțeles, sunt unii care au diabet și nu pot rezista atât de mult nemâncați fără să se alimenteze. Acestora le dăm voie, sau celor mai sensibili dintre noi, că sunt și așa, le dăm voie să consume lichide limpezi. Înseamnă o supă stregurată din legume sau un ceai îndulcit sau o zeamă de compot pentru a-și normaliza valoarea glicemică. Iar în timpul colonoscopiei se poate administra fie la noi unde lucrăm în centrul medical Dorna Medical sau la Spitalul Câmpul Lung, putem administra în timpul colonoscopiei analgezice, antispastice, iar imediat viitorul apropiat vom putea da și sedative, vom putea face și o sedare ușoară și chiar anestezie generală. Majoritatea persoanelor au o frică mărturisită sau nemărturisită față de această investigație și preferă alte metode de examinare, inclusiv CT, inclusiv iridoscopii, deși nu le aduce același tip de informații sau le aduc informații incomplete legate de starea de sănătate a intestinului gros. Dar după ce fac colonoscopia, cei mai mulți îmi mărturisesc că nu a fost chiar așa de greu pe cât mi s-a părut și îmi pare rău că am amânat-o atâta. Deci majoritatea asta spun că noi discutăm cu pacientul, deci foarte mult este important să explici pacientului ceea ce îi se întâmplă, la ce să se aștepte. E adevărat, cei care nu fac anestezie sau sedare sunt întotdeauna prezenți acolo și simt absolut tot ce li se întâmplă. Dacă apar anumite dureri, ele sunt normale, sunt ca niște crampe, vin, dispar. Sunt porțiuni mai neplăcute de trecut, cum sunt cu durile sau flexurile colonului, flexura splenică, flexura hepatică sau sigmoidul care este puțin mai întortocheat, dar întotdeauna discutând cu pacientul și expunându-i ceea ce urmează, cu siguranță capătă încredere și toți reușesc să facă examinarea până la capăt. Aici la Dorna Medical niciodată n-am fost nevoită să mă opresc pentru că n-a mai fost metoda tolerată de către pacient. Da, într-adevăr și asistentele care lucrează cu medicul gastroenterolog trebuie să aibă o pregătire specializată, deci trebuie să aibă o diplomă din clinicile de gastroenterologie, clinicile universitare. E nevoie de consilierea pacientului, e nevoie de o sterilizare foarte eficientă a tuburilor de endoscopie. Vorbind de hepatite. Vorbind de transmiterea posibilă a unor virusuri care pot să facă mult rău. Și
Eu, ca și manager și investitor în zona de imagistică, deci noi avem modulul de colonoscopie virtuală la CT, pe care îl folosim însă foarte rar, pentru că pacientul conștientizează că a se adresa gastroenterologului, care prin colonoscopie poate să facă o vizualizare a colonului și dublată de biopsie pe polip sau pe anumite tumori sau zone care par suspecte și polipectomii, dacă dumneavoastră găsiți polip mici, intrați foarte ușor, dacă sunt polip mai mari cu ajutorul electrocauterului se pot rezolva. Deci a intra pe computer tomograf pe zona colonului. Computer tomograf confundă leziunile sub 5 mm cu resturi fecale. În al doilea rând, chiar dacă avem o suspiciune de îngroșare a peretelui colonic, de o formațiune lacunară în lumen, întotdeauna ajungem și la colonoscopie, în pasul 2, pentru a ajunge la formațiunea descrisă și pentru a preleva biopsii. Da. Pe de altă parte, golirea intestinului este obligatorie și la CT pe colon și nu mai avem posibilitatea de a face biopsii sau manevre terapeutice pe polipectomii. Luăm o scurtă pauză și revenim la problema hepatitelor de care ne-am îndepărtat. Despre hepatite. Da.